Este sâmbătă după amiază, suntem la Cărturești, Verona, iar întâlnirea noastră este intermediată de TVR3 și TVRplus.ro. Sunt Marius Constantinescu și începe Vizual chiar acum. Urme pe zăpadă și nisip este o carte care concentrează în paginile ei toată bucuria călătoriei, a descoperirii și a privirii lumii cu un ochi admirativ, uimit și încântat totodată. Îi aparține lui Gabriel Șerban, călător de vocație și aproape de profesie, cel care și-a făcut un scop al vieții din a cunoaște cât mai multe lumi din cele care compun lumea în care trăim, într-un mod cât mai puțin intruziv. De pe urma acestor expediții rămân fotografii, rămân crâmpeie de însemnări, rămân mai ales emoții care ne însoțesc pe noi toți în egală măsură. În ce fel s-a produs acea spontană poveste de iubire între tine și un chincaju, care este practic definiția ta în zona de rețele sociale și practic primul fel în care te întâlnesc majoritatea dintre noi? Ramon îl cheamă pe pui de chincaju, care a devenit așa un fel de mascotă. Povestea lui e, deși amuzantă pentru noi să-l vedem când interacționează cu oamenii, probabil destul de tristă, așa cum e cu toate animalele, așa zis, de casă din zona rurală a Amazonului, pentru că de cele mai multe ori sunt pui animalelor vânate de săteni pentru mâncare și e o practică comună să vezi tot felul de animale la care nu te-ai aștepta, de la, nu știu, pui de furnicar, leneș, tucani, papagali, tapiri mici. Prin această mini-poveste intrăm în povestea ta mare, o poveste care începe mai întâi, așa cum ni se întâmplă multora, în cărți, călătorim mai întâi acolo, în pagini tipărite, pentru a ne da voie minții să călătorească ea și apoi, pe măsură ce timpul trece, călătorești fizic. Ai ajuns în multe locuri, majoritatea dintre ele la care unii dintre noi doar visează. Și ai făcut acest lucru cu inocența privirii călătorului de altă dată. Un lucru care mă bucură și îmi place foarte mult la tine este că întrucâtva reeditez poveștile călătorilor din secolele trecute, care mergeau înarmați cu jurnale, așa cum te duci și tu, cu instrumente de scris, cu instrumente de observat și care ajungi acolo în miezul unei noi lumi, aveau grijă, în primul rând, ca prezența lor să fie cât se poate de puțin agresivă, intruzivă. Spune-mi, în ce fel ai început tu să călătorești înainte de a începe să călătorești, de fapt? Sunt câmpinean și zic asta pentru că are o oarecare relevanță. Cred că cumva peisajul mi-a imprimat subconștient apropierea naturii, din cauza că în orașul meu, oriunde te-ai uita împrejur, e un deal, e un petec de pădure. Era celebru atlas zoologic pe care... Acela îmbrăcat în pânză. Da, da, nu? Probabil da, că da, l-a avut toată lumea. Absolut. Erau două mari și late, atlasul zoologic și atlasul botanic. Și puținele alte ediții despre animale pe care le devoram când le găseam pe undeva. Și cumva nici exercițiul ăsta de a scrie în jurnal nu a fost unul foarte nou, pentru că îmi amintesc când eram mic, începusem să transcriu, practic, pe niște carnete ce citeam. Adică încercam să desenez animale, scriam despre ele. La un moment dat am găsit niște jurnale de ale mamei mele și am rupt paginile scrise de ea ca să-mi fac loc în paginile rămase și am început să le completez cu rezumate. Așa că, cumva, nu m-am oprit niciodată din a face asta. Cred că așa s-a ajuns și la poveștile de explorare. Călătorile au prins corp fizic la un moment dat în cazul tău. Care a fost prima întreprinsă așa, ca un explorator? Prima de genul ăsta a fost călătoria guianeză, cu care și debutează volumul. Și prima oară când mi-am pus problema să scriu atât de extins, să țin chiar un jurnal în adevăratul sens al cuvântului. Și a fost una care din nou a pornit din bibliotecă, a pornit de la o carte
am plecat pe urmele unui, nu știu dacă să-i spun explorator, pentru că scopul lui cumva a fost să scape de viața lui cotidiană, un francez care a ajuns în colonia franceză, care e în Guiana franceză, un francez de pe lângă Lyon. Împreună cu doi prieteni am hotărât să mergem să-l urmăm, să-l căutăm de fapt, nu să-l urmăm pe Cognat, pe André Cognat, pentru că evident nu știam cum să dăm de el. Satul pe care l-a întemeiat e undeva la capătul lumii, nu există niciun mijloc de a-l contacta, așa că ne-am hotărât să mergem efectiv pe firul călătoriei lui și să vedem dacă îl întâlnim sau nu. Așa a început povestea noastră guianeză. Am cerut și patronajul unor instituții, cum ar fi Muzeul de Istorie Naturală, pentru că am găsit utilă experiența noastră și pentru a aduce câte ceva înapoi, cum ar fi material entomologic, eșantioane botanice pentru grădina botanică și așa mai departe. E foarte frumos drumul pe care tu îl scrii în pagini de carte în Guiana franceză. Acestuia îi urmează apoi Indonezia, îi urmează Kenya, Islanda, sunt doar câteva din spațiile în care tu ai ajuns. Presupun că mai sunt și altele rămase încă neașternute pe hârtie. Da, da, da. Și de asemenea, inclusiv devenirea ta în această ipostază a călătorului de profesie care ajunge să și trăiască de pe urma acestui lucru, este una pe care o vedem, una la care asistăm. Exercițiul scrisului nu mi-a fost străin niciodată, eu fiind filolog la bază, dar nu m-am gândit vreodată să scriu foarte serios și cu atât mai puțin să-mi scriu jurnalul, să mi-l public. De fapt, chiar mi se părea ceva îngrozitor să-mi pun experiențele pe hârtie la dispoziția al cuiva. În prima fază era de negândit și cumva am tot fost împins de la spate să le dau o formă cumva livrescă să poată fi și împărtășite unui public. La întoarcerea mea din Guiana am contactat National Geographic și au fost destul de interesați de toată povestea, mai ales că noi eram practic nimeni nu știa de noi. Eram trei prieteni care s-au hotărât brusc să plece în Guiana franceză în căutarea unui francez rătăcit. Din fericire, eu am fost oarecum răsfățat în privința asta și profesez într-o zonă care îmi place. Eu sunt grafician de profesie, desenez de când eram copil și cumva mi-am permis să nu depind și să fac asta din pură plăcere. Am învățat cum să călătoresc, cât de discret să fiu atunci când ajung poate într-o comunitate tradițională, la ce să am grijă, la ce să, unde să mă relaxez puțin față de turistul normal care poate să fie ușor mai speriat decât mine poate în unele situații. În același timp mi-am renegociat granița de confort. Mi-am extins-o în unele zone și mi-am și restrâns-o în unele zone. Acum știu exact ce să nu fac sau ce să fac sau din nou, cum să negociez genul ăsta de acțiuni. Cea mai aproape de extrem experiență? Cea mai aproape de extrem? Mi-e greu să-mi cataloghez vreuna. Probabil că cei din spatele ecranului s-ar gândi imediat la faptul că, nu știu, manipulez șerpi veninoși ca să-i pozez. Te rog, arată-mi și ustensila cu care se face acest procedeu. Ăsta e unul dintre cârligele herpetologice. Ăsta este unul mic pentru șerpi de dimensiuni mici, pentru vipere de obicei, care îți face viața mai ușoară și mai sigură în cazul în care într-adevăr întâlnești așa ceva. De asta zic, sunt convins că cei mai mulți ar socoti asta ca fiind ceva extrem. Cred că am învățat cu timpul să-mi asum riscurile astea și extremul la mine ține mai degrabă de neprevăzut, de, nu știu, alunecări de teren, de accidente, de mașină sau ceva în genul ăsta. Rare ori mă avânt în zone în care să simt pericolul și să continui. E adevărat, ne-am întâlnit și cu, nu știu, braconieri și cu exploatatori de mercur. Au fost niște momente tensionate, dar niciodată situația nu a scăpat de sub control. Reții vreun moment în care să-ți fi fost cu adevărat frică?
În afară de frica mea fantastică de avion. De avion. Asta mi s-a părut paradoxală, pentru că toate distanțele la care te înhami sunt de atins numai cu avionul. E un chin, dar și cred că dacă timpul ar fi fost de partea mea, aș fi ales croazierele oricând până pe de cealaltă parte a lumii, dar cum nu este, sunt nevoit să mă supun câte unui chin de 14 ore în avion. Am avut și zboruri oribile, mai ales prin, prin zone mai puțin civilizate, unde nu există nici drumuri, unde poți doar să ajungi cu avionul dintr-un loc în altul. Și în avioanele mici nu e o plăcere, într-un avion de 6 persoane să prinzi un gol de aer enorm, să-ți sară apa din pahare, efectiv, ca în gravitație zero, n-a fost pentru mine. Cât cântărește, în medie, rucsacul cu care pleci? E din ce în ce mai greu, ceea ce mă înfioară și pe mine. Depinde, desigur, și de stilul expediției. Da. În Guyana a fost cea mai apropiată de o expediție jet-be-jet, în sensul că am avut un singur rucsac de vreo 20-30 de kilograme. Pe vremea aia mă gândesc că nici nu aveam atâta echipament foto, acum numai ghiozdanul foto are 10 kg, fără nimic altceva, fără o sticlă de apă în el. Deci bagajul meu e destul de greu, drept pentru care tind să nu merg cu el peste tot, îl las în niște puncte cheie și dacă mă avânt, de exemplu, în junglă, îmi iau ceva pentru doar câteva zile, o săptămână, două săptămâni, ca să pot duce mai ușor. Ce ai învățat că nu trebuie să-ți lipsească niciodată din acest bagaj, oricât e el de greu? Pelerina de ploaie. Plasticul e sfânt. Oricât de nociv ni s-ar părea, e o invenție fantastică în zonele cu atâta umiditate. Plus că am descoperit mici trucuri. De exemplu, când mă duc în zonele de pădure tropicală, iau săculezi din aia cu litieră pentru pisici, pentru că sunt foarte deshidratanți și îmi las echipamentul în ei peste noapte. Se poate face și cu orez, desigur, e același truc, ca să-ți absorbă umiditatea, pentru că după câteva zile consecutive de stat la tropice, începe să dea eroare echipamentul electric. Jungla amazoniană, savană keniană, tundră islandeză, insulă indoneziană, unde, sigur, toate sunt și au farmecul lor și unicitatea lor, dar dacă este să lipim de sufletul tău unul dintre aceste spații, pe care îl simți tu cel mai aproape? Peru este fantastic în sine, de asta așa și revendicat jumătate din carte. Da. Bali, din nou, e un amestec atât de interesant de biodiversitate, dar și de cultură foarte, foarte amestecată. Mi-e foarte greu să decid. Cel mai acasă mă simt acolo unde este pădure și acolo unde este junglă. Ai dorința asta enciclopedică de a acoperi totul? Într-o anumită măsură, da. Într-o anumită măsură, da. Sunt zone care știu că au să-mi placă mai puțin sau mai mult încă de la început. Pe de o parte, mi-e fantastic de dor de Antetokounmpo. Sunt curios ce se întâmplă acum, după aproape 10 ani, acolo în inima junglei, lângă munții Tumucumac. Nu știu dacă am să revin foarte, foarte curând, dar drept dovadă că și revin în unele locuri, mă pregătesc să plec acolo unde am mai fost, în Yucatan. Deci se pare că mai și revin. În perioada aceasta în care călătoriile pentru noi au devenit brusc de la o obișnuință la ceva exotic, nu în sensul bun al cuvântului exotic, ai continuat să călătorești? Ai simțit greutatea acestor ani, dificultățile? Da, s-a simțit din plin, mai ales în perioada restricțiilor. Cumva am fost și frânat de prudență în direcția asta și am avut o pauză destul de mare, de aproape 2 ani. Am încercat să facem în jurul cărții tale un soi de natură statică în care găsim câteva din lucrurile cu care te-ai întors. Am venit cu un jurnal. Am 11 sau 12 astfel de carnețele, am reușit să le găsesc identice
și le-am păstrat, parcă aș fi știut. Este conservat surprinzător de bine, adică parcă n-ar fi făcut... Este unul dintre cele noi. A fost în deșert, el nu a... A fost doar în deșert. Așa, da. N-a fost și în junglă, nu e vălurit de, exact, de umiditate. Am adus cu mine volumul care ne-a trimis indirect în Guyana, care da, e Antecumepata lui Andrei Conia. A apărut, da, la editura Meridiane de pe vremuri. Un fruct de cacao pe care l-am cărat cu mine de pe o plantație de cacao din Peru. Asta este un vas ceremonial din Timor. Iar aici, din Kenya, un idol, un fetiș african, este o reprezentare a unui strămoș mitic, cel mai probabil. Fibrele astea de palmier sunt practic un pieptar. Sunt un pieptar iagua de la un trib amazonian care și-a păstrat surprinzător de bine condiția și da, cultura în modernitate. E o carte sinestezică, această carte a ta. E o carte care simți că faci un soi de culcuș sau de adăpost în care cititorul intră și în care le simte pe toate. Le simte, le vede, le aude, le miroase, pentru că e o carte care foșgăie, dacă îmi dai voie să spun așa, de viață, de viețuitoare, de crâmpeie realmente pe care tu le fotografiezi cu literele în cazul acesta și pe care ni le oferi. Drept care, spre finalul discuției noastre, vreau să te rog să alegi o singură imagine, o singură scenă, un singur ceva care să fie până la urmă acea traducere a ta și a interiorului tău în termen de călătorie. Care este acest unic lucru pe care îl alegi? E un gen din ăsta de uimire în fața căreia te abandonezi și o astfel de uimire am trăit în Guyana franceză și este ceva care mi-aș dori să fie trăit de fiecare călător, cel puțin o dată, în care toată multitudinea de poate hărți, cărți citite, nume de animale, triburi și limbi se topesc într-un singur moment, într-un singur mare moment din ăsta de realizare a faptului că lumea este fantastică și am avut-o într-o noapte pe malul râului Maroni. Unde era atât de întuneric, fiind atât de departe de orice sursă de lumină artificială și de poluare luminoasă a orașelor sau chiar și a satelor, încât Calea Lactee se vedea aproape luminoasă. Era un fel de lumină din asta siderală, încât îți vedeai și firele de iarbă de pe jos. Și cumva în momentul ăla s-au estompat toate, să zic, toate reprezentările mele pe care le aveam și am văzut, să zic, lumea exact cum era. Dacă nu v-ați convins deja, în spatele unei fotografii unice stau munca, perseverența și creativitatea unui artist vizual. Pentru următorul nostru invitat, peisajul nu reprezintă un duplicat al realității, ci lumea așa cum își dorește să o vadă, frumoasă și plină de mister. Andreea Duță vă invită în universul fotografiei de peisaj Fine Art, alături de fotograful Toma Bonciu. În România, să zicem așa, folosești fotografia de peisaj mai mult sub formă de workshop-uri sau sub formă de cursuri, înveți pe alții, dar când vine vorba de un tablou, o carte, un album foto, omul nu dă bani. Cum crezi tu că ar putea fi educat publicul din punct de vedere vizual să consume mai mult artă? Să cumpere un tablou sau... Să cumpere un tablou, să fotografii de peisaj și de natură să fie mult mai apreciați și la noi, să fie mai bine plătiți, să li se respecte munca, un print să fie plătit la adevăratul lui valoare. Când cumva în casa omului stă o canapea de 2000 de lei, el nu o să pună un tablou de 1000 de lei sau 1500 de lei deasupra canapelei alea. Cât de important crezi că este stilul? E într-un fel, sau ar trebui să fie într-un fel scopul fiecărui fotograf. Eu, uite, am reușit pe păduri în ceață să fac pozele într-un anumit fel. Nu știu dacă pot să zic chiar
complet stil, că poate o să se mai schimbe de-a lungul timpului, poate la sfârșitul vieții o să fie altceva, dar când pun eu sau când pune altcineva o pădure în ceață, sunt comentarii de genul asta parcă e de-a lui Toma sau ceva de genul ăsta, dar dacă nu mai pun o pădure în ceață, nu mai poate să zică lumea fotografia asta din Dolomiți clar e a lui Toma sau așa. Deci, cumva mi-am găsit o nișă. De multe ori, propriul stil este, de fapt, o călătorie pe care o faci în interiorul tău. În momentul când tu o să-ți dai seama ce anume îți place cu adevărat și n-ai să mai fotografiezi cum a fotografiat X și Y în locația aia, când ai să te duci acolo să fotografiezi ce îți place ție în felul cum îți place ție, ăla va fi punctul în care vei începe cumva să-ți dezvolți, cred eu, propriul stil. Care este sensul muncii tale? Poate în felul acesta îi ajutăm și pe cei care au fotografia de peisaj ca pasiune și vor să înțeleagă sau să descopere ce pot face dacă își urmează visul. Fotografia este și pentru mine, că eu în afară de momentele când mă duc să fac filmele de YouTube sau mă duc la workshop-uri, mă duc și singur să fotografiez. Și alea sunt momentele mele cu mine. Și e o chestie foarte, nu știu, eu la workshop-uri le zic la toți că în momentul când fotografiez, trebuie să reușești să te conectezi cumva cu natura. Și ca să faci chestia asta, nu prea poți să o faci în grup. Că în grup eu zic o glumă, la o glumă râde și... Dar, într-un fel, pentru mine fotografia acum e mai mult despre filozofia de a face fotografie decât despre ce setări am folosit, ce obiectiv am folosit, ce aparatură am avut cu mine. Și e mai mult o căutare a frumosului în orice. Sfatul meu este întotdeauna pentru începător să înceapă cu pictura. Și asta este una din prezentările pe care le fac la workshop-uri, sunt pictorii care m-au influențat pe mine. Și poate să se uite la Shishkin, la Albert Bierstadt, la Rembrandt și Caravaggio să învețe lumină, la Vermeer, la Quincy. Și în felul ăsta începi să-ți formezi un bagaj vizual. Bagajul ăsta vizual pe care îl ai în tine dictează și felul cum fotografiezi într-un anumit moment. Dacă într-o zi ești supărat și abătut, că ți s-a întâmplat ceva extrem de tragic, vei privi, să zicem, răsăritul de soare într-un fel. Dacă lângă tine a venit un om care tocmai a câștigat la loto premiul cel mare, ăla o să perceapă cu totul altfel exact același moment. Ansel Adams spunea că o fotografie nu faci numai cu aparatul foto, ci o faci și cu cărțile pe care le-ai citit, muzica pe care ai ascultat-o, oamenii pe care i-ai iubit sau nu. Adică cu emoțiile tale și cu acel bagaj vizual. Și el era pasionat și de muzică clasică și pictură și spunea că negativul e ca o partitură, iar printul e ca o interpretare și poți să o interpretezi aceeași partitură în moduri total diferite. Și asta cumva a fost o chestie care mie mi-a deschis ochii. Ce face o fotografie să fie o fotografie reușită? Aici o să dau un răspuns care nu mi-aparține și am să zic că nu știu, că dacă aș ști aș face una de fiecare dată când aș face click. Și răspunsul aparține lui Cartier-Bresson. Asta e, cred că, farmecul fotografiei, că nu există un set de reguli sau să-ți spun că dacă faci așa, garantat fotografia va fi reușită. O fotografie bună, în primul rând, trebuie să aibă un subiect și trebuie să existe o compoziție care să susțină fix acel subiect. Dacă îmi spui, arată-mi o fotografie de iarnă care e preferata ta, o să-ți arăt răsăritul din 2017, din ianuarie 2017, de la workshop, unde am fost eu și cu încă un participant, Ciprian de Leu, am coborât într-o zonă pe Ceahlău, aproape sub nivelul de ceață și a ieșit soarele, a aprins toată ceața aia și a fost un moment deosebit. Dar dacă ar fi să aleg o zonă în care eu să trăiesc și să fac fotografii acolo, ar fi Dolomiții.
Doamnelor, domnilor, vizual la final. Sunt Marius Constantinescu, ne revedem și pe Facebook și Instagram, iar aici, la Cărturești Verona, pe TVR3 și TVRplus.ro, ne reîntâlnim sâmbăta viitoare. Până atunci, priviți în jur!